cred că este absolut firesc atunci când cineva are nevoie de ajutor să ofere acest ajutor. Această familie este una deosebită, 5 nepoți întreținuți, crescuți, îngrijiți de către bunica lor. Situația familiei este tragică și din cauza că tații acestor copii au fost uciși în Rusia. Atunci când am fost data trecută la Petrosu, în noaptea zilei respective, a avut loc un incendiu în locuința unde erau ei, ars jumate de casă și încă o dată am considerat că este absolut firesc să vin să-i ajut. Sper că am reușit să fac lucrul ăsta. În față avem Sfintele Sărbători de Paști, este creștinește, să avem grijă de alții și sper foarte mult că acești copii și această familie, având condiții de viață, vor avea și viață bună, viață plină de bucurie. În orice caz, eu voi fi în continuare împreună cu ei.